Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește cartof umplut cu carne tocată și cu cașcaval peste. Haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Aici avem 1 kg de cartof fiert în coajă. Aici avem 1,5 kg de carne tocată de porc, un ou întreg, o legătură de mărar, usturoi, ceapă și, bineînțeles, cașcaval, e o telemea foarte tare care vine ras peste. Și, bineînțeles, nu trebuie să lipsească pită uscată, punem în carne, în compoziție. Și nelipsitul, sare, piper și ulei, un pic. Așa că, dragii mei, ce avem pe masă, din asta o să facem o mâncărică de cartof umplut cu carne și tras la cuptor cu cașcaval, pe deasupra cu cașcaval. Deci gratinat, așa, băgat la cuptor. O să vedeți ce bunătate o să iasă, cu siguranță o să vă placă și haidea să începem. Deci prima dată, dragii mei, trebuie să moiem pita cu apă, o stoarcem și amestecăm cu carnea și cu condimentele. O să vedeți, vă arăt pas cu pas. Acum eu numai pun pe ea un pic de apă ca să pot să o frământ pita, că trebuie moiat în apă. Deci este pită ce m-a rămas mie, felii, avem așa chifluță, uitați, am 2 chifle care mi-au rămas și nu mai o mâncăm și am zis că să o moi, să o storc, să băgăm în loc de pesmet în carne, în compoziție. O să vedeți cum procedăm. Dragii mei, uitați, aici am moiat pita ce ați văzut dumneavoastră, am moiat-o în apă, am stors-o, am lăsat în bol. Avem, cum v-am spus, 1,5 kg de carne de porc tocat proaspăt, care o să vină peste. Aici așa o să amestec eu cu mâna. Da, mai avem nevoie de, uitați, avem nevoie de verdeață care e trebuie tocat. O să tocăm și ceapa, o să tocăm și usturoiul. O să punem o parte atât peste, că ăsta o să-mi trebuiască la urnat și restul, uitați, punem în cărniță aici. Vedeți? Luăm tot după tocător și o băgăm aici. Deci am tocat verdeața, ăsta o să avem nevoie, o și punem deoparte și acum tocăm și ceapa. Avem nevoie de ceapă pentru gust. Voi, dacă nu vă place sau nu vreți, puteți să nu puneți, să evitați. Eu o pun că mie îmi place și dă un gust mai bun. Uitați. Și, bineînțeles, o să ne tăiem foarte, foarte, foarte mărunt. Așa, tocat. Vedeți? Așa. Vreau eu să le toc foarte, foarte mărunt. Și nici nu pun mai mult decât asta, jumate, nu pun una întreagă. Eu am curățat una întreagă, dar nu pun. Asta numai pentru gust, îi dă un gust mai bun. No, mai mărunt de atât, nu. Trebuie tocat. Uitați, o punem și asta peste, să vede. Și acum eu am aici, nu pun foarte mult, să văd cât pun. Am usturoi, care, nu știu, dar așa de tare e usturoiul ăsta, deci nu. Așa usturoi n-am mai avut încă, să știți. O imediat, că nu punem foarte mult, punem puțin, că nu vreau să... Bineînțeles, știți că ne place foarte mult usturoiul și usturoiul medicament și ne ajută pe timpul ăsta rece, foarte mult ne ajută, dar știți, Miriam tot timpul să plânge că e foarte mult usturoi și de data asta pun mai puțin. Nu pentru că nu ne place, pentru fetiță. Că fetița e mică și na, nu că nu i-ar fi bun, i-ar fi, dar
Da, e copil și ustură gura și punem mai puțin. Nu mai punem așa mult ca de obicei. Acum o să reduc un pic. Și ceapa și usturoiul. Dar voi v-am mai spus și vă repet, de câte ori fac ceva, eu vă spun. Dragii mei, gustul faceți după cum vă place vouă. Nu trebuie să puneți exact cât pun eu. Voi puneți mai mult, mai puțin, după gustul vostru. Dacă faceți rețeta după mine. V-am spus, asta așa mâncăm noi, așa fierb eu pentru familia mea. Dacă vă place rețeta, faceți, dacă nu, să fiți sănătoși. Ce să vă spun mai mult de atât? Uitați, vedeți? Am și curățat. Asta o să luăm de aici ca să avem loc. Și tocăm usturoiul. Trebuie tocat să... Uitați cât? 2, 4 și ăsta e foarte mic. 5. 5 micuțe. Nu-i foarte mari. Bună, o zdrobim. Da. Uitați, o zdrobim așa, că elimină mai bine aroma, dacă o zdrobim bine. Și după aia le tocăm foarte mărunt, atâta e tot. Nu ia mult timp, fiindcă știți că mere una, două, deci asta e o rețetă pe cât e de bună și de complexă, pe atât e de rapidă și de gustoasă, credeți-mă că e o rețetă foarte bună, zic eu. Nu facem fiecare zi rețeta asta. E și sățioasă, și cu carne, și cu cartofi, de toate. Deci avem. Deci, cum ar veni 3 în 1. Cașcaval. Exact, păi de-aia am zis. Carne, cartofi, ceapă, usturoi, mărar, ulei, sare, piper. Acum Mihai glumește, dar așa-i, are dreptate. Uitați-vă aici, ați văzut? Am tocat și usturoiul, am tocat usturoiul, am tocat ceapa, am tocat mărarul. Deci avem cam tot ce ne trebuie aici, să știți. Și acum, ce mai avem de făcut? Uitați că le strângem borurile, că avem foarte multe. Și băgăm ou. Ați văzut? Un singur ou. Da. Puteți băga și două. Dacă aveți și puneți. Și acum e... Uitați, punem piper. V-am spus, după gust. Uitați, eu pun așa puțin. Dacă o să mai fie nevoie, o să mai pun. O să pun și un pic de ulei, că o să fie seci la pita care am băgat. Și n-aș vrea. Și să vedeți, v-am spus, nu folosesc de data asta sare. O să folosesc condimentul ăsta, ce am primit, e foarte bună, e foarte condimentat, puternic și o să folosim așa o lingură. E un fel de rețetă. Da, exact. Și acum, dragii mei, avem tot. Nu pot să lucru cu ăsta, trebuie neapărat să bag mâna, uitați. O să și mă spăl, cu totuși că mi-i spălat, dar mă spăl, ca să nu avem discuții. Și m-am spălat pe mână și acum băgăm mâna și trebuie bine, 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 bine amestecat. Cu ou, cu pita, cu carnea, foarte bine trebuie amestecat. Uitați, așa, să se lege compoziția. Cum se amestecă cârnați? Păi ăsta e un fel de compoziție de chiftele. Numai că nu făcut chiftele, o să vine pus între cartofi. Cartofii vine umpluți cu ea. Așa o să fie. Uitați, vai, dar ce bine miroasă. Usturoiul, ceapa, miroasă extraordinar, credeți-mă. Și uitați, deja se amestecă, vedeți? Cu pituța, cu tot, să vedeți ce bun o fi. Deci încă o să-mi rămână, cred că e prea mult, că ați văzut că am facem avut... chiftele. Da, am avut și carne multă, am avut și pituță,
rămasă destule. Am avut două chifluțe și vreo 3-4 feliuțe de franzeluță. Așa că, uitați, așa arată compoziția. O să gustăm, să vedem dacă cumva mai trebuie un pic de sare, ceva, piper. Nu mai pun piper, să mă... Și o să mai vină, nu mai pun, fiindcă vine, uitați, telemeaua peste și ăsta e sărată. Și atunci nu are nevoie de sare. Ei, bun. Da, nu mai pun. Atât. Deci asta e compoziția, dragii mei. Uitați, așa arată. Uitați cum se leagă. Vreau să vă arăt. Uitați. Deci se leagă de numa. Deci așa o să vină făcut și o să vă arăt eu cum bag între chitele, mă spăl pe mână, fac curat între și cartofi. Revenim cu cartofii. Prim cartofii și punem în vasul acesta. Vreau să vă arăt imediat că de-aia... Că vreau să văd în cât poți să o tai, de-aia nu v-am arătat. Uitați, le tăiem așa felii, vedeți, subțiri. Tu poți să tai mai mult, că aia am numărat. Care sunt foarte mai mari, în 4, care sunt mai mici, în 3. Și cum v-am spus, luăm așa 2 felii de cartofi, așa, și luăm așa un pic de carne, uitați așa. Vedeți, nu punem foarte mult, că nu vreau să rămână crud carnea. O modelăm și punem cartofii peste. Și uitați, începem din colț și punem aici așa. În picioare? Da, stau în picioare. Da. Din jos o să punem așa un pic de ulei, nu mult, așa. Atât. Și cum v-am arătat cartea asta, că așa vine pus. Și merem în continuare, cum v-am arătat. Luăm un pic de carne, întindem după cartof, modelăm așa după cartof, vedeți? Exact cum sunt cartofii, așa e și carnea. Punem ala la peste, lipim și vinim așa, lipit una de alta. Și... arată Mihai aici la mine. Uitați cum le punem carnea exact după cartof. Vedeți? Și ăsta l-ar punem peste, ca capac. Punem lângă, așa, să vină. Și, bineînțeles, luăm cartofii. Uitați, le tăiem felii. Nu foarte subțiri, dar nici foarte groasă. Așa, cam de un centimetru grosime. Și... luăm puțin carne, care e carnea, știți că e condimentat, amestecat, cu de toate, nu mai are chiar nevoie de nimic. Și punem roata, așa frumos, 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 să arată bine. Să arate într-un fel. Da. Mai bine decât în alt fel. Uitați ce, vreau să vă arăt ceva, uitați ce bine arată. Ca un sandwich. Da. Sau ca niște foi de plăcintă umplute cu crem. Da. Și așa continuăm până umplem castronul. Și când am umplut castronul, o să vedeți ce punem peste și o să introducem în cuptor. Și asta este un meniu foarte, foarte delicios. O să ne rămână jumătate de carne, cred că. Nu-i bai, că mai avem să mâncăm o dată, facem chiftele, lângă ea ceva și mai avem o mâncărică. Nu se aruncă, dragii mei, nimic. Ați văzut ce scump e carnea, ce scump e tot. Punem în frigider, mâine facem chiftele. Trebuie să
facem... Peptele cu sos de roșii, Marica. Da, 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 n-am mai făcut de mult. Și un cartof sau ce pe lângă. Orice mere. Aia facem mâine? Mâine, poi mâine, când... Ne ajută Dumnezeu. Alea îmi făcea maica mea foarte des. Numai să fim sănătoși. Cheftele că dacă suntem sănătoși, putem să facem orice mâncare. Dar dacă suntem bolnavi, nu mai avem chef nici să mâncăm. Da, păi să mai facem mâncare, dragii mei. Asta e adevărul. De ce să mințim? Să știți că noi am fost, chiar am fost răciți toți. N-am avut chef. Vă spun sincer, noi n-am avut chef nici să mâncăm. Dar să știți, vă spun... care nu v-am spus, dar vă spun acum, noi ne sculam, da, bolnav, transpirat, cu febră, ne sculam din pat și vineam în bucătărie, în frig, ca să, nu pentru noi, că noi dacă mâncam... Pentru noi. Și pentru noi, ca să avem și pentru noi, dar, mai, dar noi dacă, să zicem că, no, mâncam pită cu untură, cu un soare, cu unt, cu ce aveam, și pită prăjită cu ceai. Dacă eu mâncam, pentru mine era bine, fiindcă, cum să vă spun, n-aveam chef să gătesc. Și am zis, hai să vin să totuși să fac ceva, să postăm pe canal, că n-avem nimic postat și ca urmăritorii noștri să ne așteaptă, așteaptă rețeta și așteaptă după noi. Și ca să, pentru voi... întorc așa, știți, să steie, să nu rămână între. Vineam și găteam așa, făceam cum puteam, bine, mai și repostam și ăsta, dar o rețetă în fiecare zi făceam așa bolnavă cum eram, anume ca să nu se oprească canalul, să meargă mai departe. Dom'le, de-aia am încercat să facem filmulețul ăla cu amintiri din deci... videoclipurile vechi, să vă spun, să vă mulțumesc la fiecare în parte, dar văd că nu v-a plăcut. Nu văd vizionări, foarte puțin. Ce să facem? Deci cred că ultimul nici acum n-are unca. Deci, și atunci am zis că dacă la foarte, foarte mulți abonați nu le place, ce să fac? Nu putem face ca să avem unca. E foarte puțin, la 17K, dacă se uită unca la noi, mă dați seama, trebuie să facem altceva atunci. Pare rău că n-am filmat când a venit omul ăla de a montat comoda. 100% aveau mai mulți urmăritori. Puteam să filmez ore în șir. Dacă filmam jumătate de oră, nici acum nu-i montată bine. S-au rupt mânerele, m-am dus eu și am cumpărat. Adevărul că erau mânere ca paiele. Ce mânere abar n-am ce-or fost alea. Și am luat, eu am pus eu mânerele, dar are două sertărașe mici și nu se păsălesc de unul dintre ei bine. O să încerc să-mi fac eu, nu știu, au zis băiatul ăla că o să vină, dar nu știu când, să mi-l fac să se potrivească acolo locașului bine. El merge foarte ușor, dar nu arată, ar trebui să arate. Dați imediat, e gata și dați câtă carne ne rămâne, cheftele se numește. Da, să știți că asta e foarte mult pentru noi. Noi din asta mâncăm două zile, dacă nu trei. Păi da, și tu trebuie să faci mai puțin. Nimeni nu spune să faci așa mult. Din asta... Dacă facem două rețete pe zi și facem așa mult, așa dacă ar fi la cineva să le dăm, da? N-avem la cine. Că la vecinii noștri nu le trebuie, unde să mergem? Soacră mea stă departe. Noi n-avem neamuri aici aproape.
avem decât pe... Păi și la străini, dar păi n-ai la cine, pur și simplu că este aici, vă spun, le duce mâncare, stă mâncarea de la cantine pe garduri și nu o ia. Da. Na, na, uitați, bine, așa arată. Am și gătat. Uitați, vreau să vă arăt, dragii mei. Uite, Mihai, filmează aici, te rog. Uitați cât carne ne-a rămas. Deci, ca să știți, avem compoziție pentru chiftele. Deci aici nu avem nimic de făcut, de preparat. Aici o să vină făcut biluță, uitați așa. Și o să ne... Da, nu acum. Facem altă rețetă. Da, uitați-vă aici. Deci, așa, o prăjim, facem un sos, un cartof și avem încă o rețetă făcută. Deci, la noi totul durează puțin, fiindcă noi tot avem pregătit de înainte, dragii mei. Noi nu vă ținem cu orele să facem o mâncare, ați văzut. Noi una, două facem și poate de aia nu vă place de noi. Că facem prea repede. Dacă am face mai lent, mai ăsta, poate v-ar plăcea de noi. Sunt foarte mulți care... Da, acum mă spăl pe mână, vin și răzălesc cașcaval peste și introducem în cuptor. Dragii mei, am mai pus un pic de condimente peste ca să nu fie chiar năserată deloc, cu totuși că pun cașcaval răzălit. Și acum, bineînțeles, eu pun pe ea cașcaval răzălit. Să fie peste tot. Să fie acoperit și introducem în cuptor. Noi, eu zic că în 30-40 de minute se face, că carnea, ați văzut-o, n-am pus-o foarte gros și ea trebuie să se facă repede. Nu durează mult. Am pus destul, eu zic că e suficient. Nu trebuie mai mult, că nu vrem să mâncăm numai brânză. Deci vrem să fie moderat, deci nici mult, nici puțin. Și spun cât scot acum. Eu zic că la puțin. Bun. Acum pun tot. Gata. Deci te rog să fă poză, așa. Uitați ce bine arată, dragii mei, se vede? Pe poză îi fac, păi, la bine. Spinare. Fă așa acum, te rog frumos. Deci am făcut poză. Cartofii noștri arată foarte bine. Dragii mei, wow! Ce, ce fain miroasă. Deci, n-are rost, deci așa de bine arată. Și așa de bine e făcut. Uitați-vă aici. Vreau să desfac. Să vedeți. Uitați. Ce fain s-a făcut carnea. Uitați. Uitați-vă aici cum arată. Deci, vedeți? Da, este făcut. E foarte bun. E miroasă extraordinar. E gustos. Încercați, dragii mei, și dumneavoastră, că ați văzut, nu durează mult, durează mai mult să stai în cuptor decât să le pregătești. Așa că, dragii mei, eu zic că este ceva delicios. Vrea Mihai să facă poză și trebuie să o pun apoi și după aia, bineînțeles, o să le... Uitați, am luat să gust dacă e carnea făcută, de e făcută, e foarte gustoasă, sănătoasă. Acum, dacă vă place, încercați rețeta. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Urmăriți-ne și în continuare dacă doriți lucrul ăsta și încercați rețeta. Vă doresc poftă bună și vă spun la revedere, dragii mei! La revedere!